Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Alexandru Oprea, a prezentat într-o recentă conferință de presă situația dezastruoasă în ceea ce privește derularea investițiilor realizate prin Planul Național de Dezvoltare Locală în 10 de localități din județ. Ieri am trimis, cred că 3 sau 4 echipe din Consiliul Județean Dâmbovița pentru a avea o radiografie exactă unde se lucrează și vreau să vă spun că fiecare au venit și mi-au comunicat la ora 4-5 când s-au întors din teren, că pe un traseu pe care l-a ales nu lucrau decât una-două firme. Deci toată lumea se vaită că nu avem de lucru, că nu sunt bani, dar pe acest program care funcționează, nu se lucrează. Deci am enumărat exemple, nu lucrează nimeni. Vă spuneam de vestita situație de la Crânguri. De anul trecut au avut finanțare și n-au decontat, cred că vreo 20 de miliarde tot anul trecut, dar s-ar putea să... În 4 ani, 20 de miliarde. În 4 ani au decontat 20 de miliarde. De 7 ani. 20 de, au 155 de miliarde finanțare certă și au dus o singură situație anul acesta de plată de 4 miliarde. Dacă dumneavoastră vi se pare că asta este ritmul în care poți accesa 155 de miliarde și ne văităm că nu avem apă, nu avem canal, nu avem drumuri. Unitățile administrativ-teritoriale au încheiat acele contracte. Le-am cerut, păi nu există legislație, nu. Le-am cerut foarte clar, băi fraților, dacă nu faceți aceste lucruri și nu reziliați, nu-i notificați, înseamnă, scuzați-mă că aveți niște complicități. Dacă pe Programul Național de Dezvoltare Locală 1 veștile nu sunt din cele mai bune, rămâne de văzut ce se va lucra pe PNDL 2. Din datele pe care le avem, județul Dâmbovița va primi o alocare în jur de 7,47 milioane de lei noi. Fiecare localitate din județul Dâmbovița va avea cel puțin o lucrare pe acest program național de dezvoltare locală. Vor fi finanțate cu prioritate școlile, grădinițele, lucrările de apă, canal, lucrările de infrastructură sanitară și drumurile județene plus cele comunale. Avem pentru prima dată un program sau o axă pentru poduri și podețe. Conducerea județului și-a declarat public nemulțumirea și față de edilii care nu se grăbesc să cotizeze la obligațiile pe care le au la nivel de județ. Toată lumea vine și s-a învățat să vină cu mâna întinsă la Consiliul Județean. Ba se dau oameni, ba se dau finanțare, ba se dau asta, dar nu facem nimic să accesăm ceea ce ni se oferă. Am amintit domnul primar că și-au luat obligația ca până în luna iunie să verse partea de contribuție la majorarea capitalului social al companiei de apă Târgoviște. Am spus-o și acolo, o spun și acum. Vrem să beneficiem de investiții în 51 de localități, dar avem doar 41 de acționari la compania de apă. Nu se poate numai la luat. După aceea, nu avem bani să vărsăm capital, dar avem bani de dastere și de cursuri la mare. Fără să se supere nimeni și fără să fiu privit că a venit ăsta și încearcă să pună reguli.